și de cei care îl ajută. Iar domnului Filip, tema pentru acasă. Faceți reforma aceea cu care vă lăudați în partid și atunci se va mai vedea. Fracțiunea PAS și fracțiunea PAS nu va participa la acest show, de aceea vă lăsăm ca acest love story să se producă și, într-o atmosferă colegială și după care noi probabil o să revenim. Da, no, da, domnul Diacov, dreptul la replică, vreți să le declarați dragoste? Domnul Diacov, vă rog. Stați o leacă, tovarăș, stați să vă dau replică. Da. Nu, nu, eu vreau să vă spun că noi am vrut să fim la guvernare după alegerile prezidențiale. Voi v-ați înțeles, într-o noapte fără lumină aici, ați făcut coaliție, ați făcut coaliție și eu vreau să vă spun absolut sincer, noi ne-am deprins cu rolul de opoziție. Noi chiar ne-a plăcut rolul de opoziție și noi v-am rugat de multe ori la tribuna asta, rămâneți domnilor la guvernare, rămâneți și guvernați, demonstrați, arătați, faceți și noi era să vă aplaudăm. Te voi sigur ați plecat de acolo. Ce pretenții aveți față de noi? Noi nu vrem ca țara să fie împinsă în ajunul iernii la legea anticipate și atâta tot. Dacă o să vă purtați frumos, noi să ne șezăm, am să discutăm și a să ne înțelegem cum să sprijinim împreună guvernul ăsta. Dacă guvernul o să o iei hăisă, noi să încercăm să-l oprim și să-l arătăm și mai departe. Vă mulțumim. Da, vă bucurăm. Da. Vă mulțumim foarte mult.